Cine a venit mai devreme a plantat mai mult și a plecat. Noi am fost de dimineață la activitate politică electorală și acum avem de recuperat. Și a nimerit o zonă cu multă piatră. Foarte greu de săpat gropile, uitați-vă câte pietre am aruncat. În schimb, în urma noastră rămân puieți. Viitoarea pădurii București. Activitate voluntară. Bate vântul, e răcoare, da? Bine că nu e soare și nu e uscat. Dacă o să mai plouă, o să prindă copacii noștri și degrabă în locul mlaștinii de altă dată. Platoul ăsta cu pietre din București interbelici. Casele care s-au prăbușit la cutremur în 77 au fost demolate și au adus aici. Și iată s-a înălțat cu vreo 2 metri mlaștina. Și pe locul ăsta nu crește nimic. Ne-am gândit noi să plantăm pădure. Un proiect de gherilă. Fără acordul autorităților, pentru că terenul e public, dar abandonat. Acum cu autoritățile astea noi, sperăm să fie legalizat proiectul și pădurea asta să aibă un statut oficial. Orice oraș, dar mai ales capitala, merită o centură verde, plămâni cât mai mult, ca să curețe aerul de praf, de noxe. Și aici, în coada Iazului Mori, e bine să existe și un parc, mai ales pentru cei care vin pentru mult timp să plimbe sau care sunt cu bicicleta, ca mine și ca Serghei. Sperăm că în câțiva ani aici va fi și umbră, și dos, și aer sănătos în locul pietrelor ăstora. Parcă-i savană. Și sperăm că oamenii care duceau până acum oile, caprele, nu o să mai vină pe aici ca să nu ne distrugă plantația. Fiecare vine cu mănuși de acasă. În rest, cazmale, puieți se dau de la organizatori. Tot cu voluntariat, cu donații, benevole și puieții și instrumentele și transportul. Parcă-i peșteră aici, o fi vreo vizuină de vulpe, bursuc, ce animale mai fi pe aici. Când canalele astea se poate ca să gestioneze apele din coada Iazului, din delta Dâmboviței, nu delta, cum îi zice, Albia Dâmboviței. Este pește, sunt animale, am văzut o vidră. Deci s-ar putea să apară viață ca și în delta Văcărești. La marginea municipiului București, sector 6, și acolo e orășelul, localitatea Chiajna, din județul Ilfov. Aici avem și ciperci, dar Serghei care se pricepe zice că nu sunt comestibile. Chiar dacă miroase, fain. Eu nu mă pricep, prefer să cumpăr ciperci.
ne găsiți pe Facebook, Pădurea București se numește proiectul, dacă sunteți în capitală sau pe aproape, veniți și voi, mai ales în weekend, dar uneori se dă strigare și în zile de lucru, dacă vremea e bună. Muncim pentru sănătatea noastră și a celor care vin din urma noastră. Noroc!